La Casa Cărții s-a deschis târgul de carte Slove pentru copii. Aflată la prima ediție, manifestarea este organizată de Consiliul Județean Argeș, Școala Populară de Arte Pitești, Muzeul Județean, Biblioteca Județeană, Centrul Creației Populare și de Primăria Pitești prin Centrul Cultural Pitești. La târg expun mai multe edituri, dar și secțiile externe ale Școlii Populare de Arte din Pitești. Secția de sculptură în lemn Ucșoara, secția de confecționat instrumente populare Poenarii de Mușcel Jugur, secția de țesut cu sud de la Rucăr, secția de olărit Coșești. La acțiune și-au mai adus contribuția copiii instituționalizați din Argeș, călușoarii din Stolnici și micuții artiști care urmează cursurile de canto popular la Școala Populară de Arte Pitești. Oficialitățile județene și locale au fost prezente la eveniment, încurajând un asemenea demers cultural. Bine ați venit la prima ediție a târgului de carte Slove pentru copii. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în acest eveniment. Târgul s-a deschis astăzi, va fi deschis până duminică, iar intrarea pentru vizitatori este liberă. Vreau să vă spun două-trei cuvinte, ca să nu vă rețin, aș vrea să folosim acest eveniment, să cumpărăm carte, să ne jucăm, să ne distrăm. De aceea chem părinții și copiii cele 3 zile pe durata acestui eveniment să vedem împreună și să ne împrietenim cu cartea și de asemenea să ne jucăm, pentru că nu avem altă șansă să împrietenim copiii decât printr-un mod interactiv, învățându-i ce înseamnă lumea basmului și, de fapt, prin joacă. Vreau să vă spun, de fapt, două, trei lucruri. Că ne mândrim cu tradițiile noastre, cu trecutul nostru, cu meșteșugurile pe care le aveți aici și vă rugăm să treceți pe la standurile lor și să-i vizitați, pentru că realmente sunt lucruri foarte frumoase. Ne mândrim cu editurile și cu cartea pe care au adus-o alături de noi. Ne mândrim cu dansul popular și cu tradițiile argeșene. Evenimentul este un eveniment în cadrul sărbătorilor Argeșului și Mușcelului. Iată un motiv suficient pentru care tradiția și folclorul se regăsesc și astăzi la Slove pentru copii. Și ne mândrim cu copiii noștri care sunt alături de noi. Este vorba de copiii de la centrele de copii asistat social din Argeș, cărora vă chemăm alături de noi să le donăm cărți și jucării pentru a le face viața mai frumoasă. Vă mulțumesc că sunteți aici. Mulțumesc Consiliului Județean Argeș, domnului președinte Nicolescu, primăriei Pitești, domnului primar Pendiu, pentru prezență și pentru susținerea acestui eveniment. Mulțumesc partenerilor acestui eveniment care au contribuit la cadourile oferite acestor copii. Bună ziua, copii! Să rămână a părinților, bunicilor și tuturor celor care astăzi sunt prezenți la acest eveniment. Și pentru că doamna o cheamă dram, o să-i spun, avem cu un dram de dragoste pentru copii. Dar în primul rând vreau să mulțumesc în mod deosebit pentru această inițiativă în această ediție a sărbătorilor Argeșului și Mușcelului. E prima încercare de a promova, așa cum s-a spus aici, un lucru foarte frumos, adică să înveselim copiii, să le aducem aminte că pot citi o carte de povești foarte frumoase, că pot să vadă lucruri în DVD-uri, ca oameni și DVD-uri, dar în același timp, ceea ce văd și ceea ce gândesc poate să și realizeze cu profesori și meșteri care le dau din meșteșugul lor și cu bunăvoință și cu credință. Este un pas important, după părerea mea, pentru a promova acest tip de cunoaștere a ceea ce face omul mai frumos, adică pictura, cultura, cititul cărții, care în ultimul timp este mai mult virtual și mai puțin real. Chiar dacă lucrul acesta nu trebuie lăsat nici cel cu calculatorul, dar cred că trebuie echilibrat cu cel care se găsește în carte. Mulțumim în mod deosebit organizatorilor, mulțumesc în mod deosebit celor care au venit astăzi aici să facă un efort pentru două sau trei zile să descrețească funcțiile copiilor. Mulțumesc colaboratorilor mei de la Consiliul Județean, de la Centrul de Cultură, mă refer aici la vicepreședintele PECău, doamna directoare Pendiu, domnul Sorin,
zile și toți ceilalți care au avut sachelarea de la Biblioteca Județeană, Muzeul Județean, care au contribuit împreună cu organizatorii să fim astăzi la acest eveniment. Să dea Dumnezeu să aveți puterea și sănătatea să realizați de aici încolo ediții din ce în ce mai dezvoltate. Mulțumesc copiilor, mulțumesc părinților, mulțumesc bunicilor pentru prezență. La mulți ani! Doamne, ziua tuturor! Dumneavoastră meritați mulțumirile noastre, felicitările noastre cum trebuie pentru organizare. Iar vă, dragi copii, eu vă mulțumesc că v-ați vrut din ultimele zile de vacanță să veniți aici. Dar eu consider că venitul aici face parte tot din vacanță, fiindcă un dans la voi cred că este o plăcere. Iată că în Pitești se mișcă lucrurile, în orașele județului se mișcă lucrurile, în comuna județului se mișcă lucrurile, deci și în județul Argeș-Jucle se mișcă. Se mișcă bine, cu toată această perioadă complicată, numită criză. Sper că printr-o folosire mai exclusivă a mijloacelor, prin decizii mai judicioase luate la anumite niveluri, putem această perioadă să trece mult mai bine și mai ușor. Încă o dată mulțumim, felicitări pentru ceea ce faceți, mulțumim Consiliul Județean al președinte Nicolescu, care iată încurajează cum nu mulți președinte de Consiliul Județean sunt în țara asta, mulțumesc Centrului Cultural, tuturor celor care într-un fel sau altul contribuie la mișcarea, cum spuneam mai devreme, a lucrurilor. Felicitări și succes în continuare!